Cât de important considerați că este viața profesională comparativ cu viața de familie? Acum depinde. Văd că cei care s-au realizat profesional au nevoie de o viață de familie. I-am văzut pe mulți care au tras tare să ajungă profesional. A fost o modă anilor 90. Toate doamnele îmbrăcate în costum, cu geante diplomate, vreau șefe de firmă și acum caută prin Turcia și prin Ungaria să facă copii prin implanturi. E foarte important că fiecare vârstă are propria ei viață. Nu rupeți niciodată profesiunea de familie și nici familia de profesiune. Nu le luați. Nu luați familia la servici, că ar fi bine, și nu luați serviciu mai ales acasă, pentru că nu e ok. Dar împliniți-vă. E mai de preț să aveți când vă întoarceți acasă cineva care vă spune vă iubesc, decât să apeși pe buton să spună aveți 25 de mesaje necitite. Deci încercați să ieșiți din malaxorul acesta de iubire care este uneori cariera. Dar nu o lăsați deoparte. Se poate. Sunt oameni care au făcut doctorate crescându-și copiii și sunt copii care știu că doctoratul părinților chiar contează.